Te-ai pe jos și caută chestii, te simt. Sus în pat! Sus în pat! Sus în pat! Sus în pat! Nu! Hai, o să facem un intro mai ciudat, pentru că asta nu mai intro, nu e de video. O să ne uităm la Tesi cum își face patul. Bine, nu știu, și astăzi o să mă bâlbâi în timp ce spun chestia asta de început, ca de obicei. Hei, hei, o facem de ceva timp! Astăzi mi s-a părut interesant să vă întreb pe Instagram dacă și cum și cine sau pe cine să desenez în Paint. Ce YouTuber vreți voi să desenez eu în Paint? Și pe viitor, dacă vă place chestiuța asta cu desenatul în Paint, putem să facem și cu alte chestii în afară de YouTuber, meme-uri, la 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 la. Am timp limitat, trebuie să fac unul cu câțiva YouTuber, i-am ales pe ăștia. Că nu o să știu să-i pun pe ecran, dar este Dorian Popa, primul. Ah, și folosesc mouse. Nu folosesc vreo tabletă grafică ceva, vreau să fac cu mouse-ul în Paint să fie cât mai să simți, să te descurci, să faci mult cu nimic. Nu știu cum să zic chestia asta noi. Uite! Chestia asta este nu este ceva între dinți? Este practic gen clipiciu din dinți. Așa, da, am tricou cu Rick și Morty. Ca să reprezent cu ușa. Dar da, este clipiciu, nu este mâncare între dinți. Probabil Dorian a avut mâncare între dinți între timp. Între timpul în care am făcut eu acest portret minunat, să continuăm. Confuz dacă să-i fac părul mai negru sau mai maro. Dar maro ăsta pare ok, e un maro spre negru, e ca gen părul meu. Artă! El este un Dorian. El este un... Mi s-a dus desenul, ajutor. El este un Dorian, el este un Popa, el este în Paint. Mulțumiți-mi mai încolo. Da, cred că a ieșit ok, adică nu știu ce să zic. Am încercat să-i fac barba într-un fel să fie o barbă care să nu... Ok, n-am chestii care să schimb opacitatea, n-am idee cum să schimb opacitatea în Paint la chestii, așa că trebuie practic să folosesc one layer only. Cred că a ieșit ok, are fața cam de elf. Ce e adevărat. E adevărat. Chiar da, are niște urechi foarte ascuțite, dar el în realitate le are ascuțite, deci te rog, similaritățile, le observi. Și acolo jos sunt mușchii. După cum toți știm, el are mușchi. Mușchii lui Dorian ar trebui să aibă un Instagram separat sau o pagină de Facebook. Mai departe, o să facem pe... Desenează-l pe regele Abi. Regele Abi va fi desenat, cum de altfel a fost și desemnat într-un fel sau altul, mor de el însuși pe Instagram. Abar n-am la care legătură cu videoul, sper că nu, adică nu vreau să moară cineva. Bine, n-a murit într-adevăr, dar nu știu, și-a scris chestiile de pe Insta și după care a spus acolo că nu știu ce pioni fără rege, a încercat să facă glume cu șah, era șah mai singur probabil. Dar da, să-l facem pe Abi în memoria lui, ca să ne reamintim ce mare rege a fost. Pentru tine o fac. Am o problemă cu sprâncenele, nu-mi dau seama dacă cât de ascuțibile le are acest băiat. Ați putea spune că sunt niște testicule în acei ochi, dar nu sunt, vă înșelați, amarnic. O să fie lumini, n-am idee cum, dar o să fie lumini, stai așa. Da, am corectat nasul pentru că mi-am dat seama că un rege adevărat n-are cum să aibă nasul mic. Trebuie să aibă mare impunător să te străpungă cu el, adică să meargă la război, să n-aibă nevoie de lance, să te împungă cu nasul de pe cal, adică trebuie, nu? Cum n-am știut până acum? Zici că e Super Saiyan în poziția asta, vezi? Tot așa galben și auriu. Asta este opera de artă
în mine, deschideți-vă ochii în Ian. Uitați-vă la el, este foarte, e acolo, ok? I-am făcut stelut, am folosit un nou brush pentru el. În paint, nici măcar nu știam că există. Tot n-am găsit opacitatea, dar am găsit brașul ăsta și l-am făcut Dumnezeu, cu adevărat. L-am făcut cu coroană, cu ce vrei tu. Deci acum chiar poate să fie. I-am făcut blănița în spate. Știu că n-are geaca, dar are blănița. Și are blănița pentru că nu are geaca, ca să fie ca la spate, pentru că un rege adevărat, știi, are capă. Uști? Din asta e o scuză care mi-a notat acum, practic am vrut să-i fac blănița, după aia mi-am dat seama că mi-a să-i fac geaca. Are blănița, nu are geaca, dar are un lanț la gât care pe grijă că e un fir de telefon, dacă te uiți atent, dar e acolo, e un lanț ca să îi portretizez acolo tot ce are el mai frumos. Ochii sunt de înger, dacă te poți uita deci mă simt că vrea să mă seducă cu ochii, adică uite în ochii lui, poți să nu te pierzi, pe bune acum. Și vedeți că pozele astea toate, bine, pozele astea cred că o să le pun pe Insta. O să fie amuzant, le fac pătrat frumos și le pun pe Insta. Și scrieți acolo pe cine vreți să mai desenez data viitoare dacă facem chestia asta. Asta este Abby in Paint. Și să nu uitați de gropiță. De gropiță, i-am făcut o gropiță și banii. Are și șosete Gucci, nu știu că există așa ceva. I-am făcut acolo un craniu ca să fie gen un fel de să moară dușmanii mei. Nu neapărat de asta, dar practic Abby mi-amintește de copiii aia emo de acum 15 ani, 10, 5, nu știu când erau copiii aia emo cu pleată, numai că pleata s-a ridicat în sus acum, dar toate craniile și ele au rămas, că cool, sunt cool, frate. Dar i-am făcut gureaua Gucci, are acolo centura, se simte ca un rege adevărat, și bănețul, care ar trebui să fie un fel de dolari, numai că nu prea știu ce detaliu puteam să fac în paint de crack, că mă dădeam super zoom in și să folosesc o... A ieșit Tessie, bestia, e acolo, o vedeți? Următorul, desenează-l pe Alpaca Legion, am auzit că e un pe tine. Pe mine, vai doamne, cum se poate așa ceva? Da, bine, ok, hai să facem ceva ce am făcut acum mult timp și nu vreau să se repete. Eu, pe mine, acum. Frate, imediat după ce am făcut o chestie, mi-am amintit de momentul în care am făcut poza de avatar de la canal și a fost practic tot ceva de genul ăsta. Bine, n-am desenat-o pe aia. Da, mă, luasem o alpaca, gen efectiv, am pus un fundal în spate și după care am pus niște ochi de anime peste. Ceva în genul ăsta a fost procesul de gândire la făcutul avatarului de YouTube. Ți-mi minte că era o vreme în care toată lumea își făcea avatarele de la YouTube, gen fanarturile de la oameni, care erau gen practic aceeași chestie boring pe care o face toată lumea și avea toată lumea la fel. Ca și cum au gamerii cu Minecraft, gen caractere din Minecraft, toată lumea avea caractere din Minecraft. Și eu am zis, nu! Refuz! Refuz! Și l-am întrebat pe voi, gen... ce dracu fac și ce nume să-i dau. Și când a rămas Alpaca Legion, i-am zis practic, ok, hai că fac o poză. Și a ieșit poza asta și fără niciun sens am făcut-o și a rămas asta. Alpaca Legion! Lezion! Leziune! Alpaca Legion! Vă cum puteți observa, am pus o inimioară lângă pentru că iubesc paint-ul. Și chiar cred că a ieșit ok. Ne-am găsit o culoare bună pentru blană, dar seamănă, nu? Adică ochii sunt... ochii 10 pentru 10. 10 pentru 10? 10 din 10 pentru ochi, te rog. Trebuie. Simte. 10. Acum. Trebuie să simți. 10 din 10 ochii sunt acolo. Avem acei chestiile alea roz. Dacă tot mai mă întreba ce chestia aia roz de pe față. Bine, toată lumea era maică mai cel puțin. Sunt practic când se rușinează cineva. Nu știu cum să numesc acum roșața din obraj. Ceva în genul ăsta. Practic e aia. E acolo. Iar ochii te simți. Vrei să-i mănânci. Vrei să-i... pe tine, virgulă, cowboy. Nani? Probabil ați fi tentat să credeți că este o pălărie care nu este de cowboy. Vă înșelați? Orice argument dați poate fi bătut foarte ușor, așa că nu-l dați, vă rog frumos. Și asta este varianta mea cowboy. Mai mult un fel de Inspector Gadget, cu o pălărie un pic ruptă pe mijloc și cu sută și cu o față zâmbitoare. Dar da, sper că ești mulțumită. Pe tine în 2200. Ah. Probabil a arătat ceva de genul, dacă cumva am descoperit imortalitatea sau aș fi un
Paca Dragiu, foarte, foarte, foarte băt. 2200. Dar da, probabil arăta așa. Următorul pe lista noastră, de la domnul Trai Andrei. Codrin, dar nu cred că încape. Draga Andrei, un maestrul, un maestrul, un maestrul. Tesi? Crezi că Codrin încape? Asta este Codrin în Paint. Este wow, such wow, meme-uri vechi cu Dodge. Am încercat în această imagine doar... Am încercat să-i bag elemente random pe care le... Chestia aia care pare un fel de homunculus este o notă muzicală, da, mulțumesc foarte mult pentru talent. Și aia trebuie să fie o manetuță. Este Codrin în toată splendoarea lui, are un tricou cu bazuca, e negru, e tot ce vrei. Și culoarea de fundal sunt cel mai mândru de ea, este Le Piece de Resistance. Și chestia din vârf, gen în capul lui, nu este o frunză. Credeai că este o frunză? Nu este o frunză. Este un fel de măslină. Și era din... Practic, ochii trebuiau să fie măsline. Și, practic, chestia asta mă duce cu gândul la un monstru de care mi-era frică când eram mic. Arăta exact ca ăsta, probabil. Tocmai mi-am pus pe hârtie, sau în fine, pe calculator, în Paint, oroarea, teroarea mea de când sunt pe un corp de Codrin. Mulțumesc, Codrin, că ai adus chestia asta la mine. Acum o să dorm, probabil, foarte, foarte prost 2-3 zile de acum încolo. Și nu o să pot să mănânc nimic. Apreciez. Următorul pe Jimmy Hex. Aici avem o problemă, nu vreau să fac pe Jimmy Hex. Vreau să fac pe Jimmy la povești cu Jimmy. Bine, cred că e aceeași chestie, dar poza aia de la Jimmy Hex parcă era o broască. Era o broască? Probabil. Cred că știu ce vreți. Cred că știu ce vreți. Este Jimmy Pain. Aprob acest mesaj. I-am făcut și lângă berica frumoasă. Seamănă mai mult cu sticlă de vin, dar este o berică. Astea sunt operele noastre de artă. Uitați-vă la ele, dați-le o notă. Alegeți în comentarii care este cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai realistă, cea mai la suflet. Nu știu ce dracu am zis cea înainte, că acum trebuie să schimb toată propoziția. Bine, cel mai desen. Tot ce am zis cu cel mai înainte. Cel mai desen de astăzi. Și o să pun chestiile astea, cum am zis, pe Insta, ca să votați acolo direct. Pentru că aici în comentarii nu știu cum puteți vota. Vreau să pun în community. Da, o să pun pe Insta clar chestiile astea și dați un vot. Care e mai nașpa? Asta e nașpa pentru mine. Și care e mai bun? Eu am fost la Pachechei, dragiu. Nu uitați să vă abonați, că să faceți parte din legiune. Și la 3 ca de obicei, al Paca Kinga. 1, 2, 3, respect! Și ăsta e un fel de easter egg de final de clip. Dacă ați ajuns până aici, mulțumesc pentru toate mesajele foarte frumoase de bine ai venit înapoi, bine la la la. Mulțumesc foarte mult și o să rămân pe aici de acum încolo. O să mă găsiți pe aici. Sper. O să fac așa până închizi video. Asta mi-a simțit foarte ciudat.